Bună, dragii mei, bine ați venit și bine v-am regăsit la Taroterapia. Astăzi vom face o etalare pentru cei dintre voi care sunt interesați de o anumită persoană și vom întreba care sunt gândurile, sentimentele, intențiile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Rămâi până la capăt pentru că voi nuanța pe parcursul acestei citiri datele de naștere posibile, semnele zodiacale, inițialele din numele sau prenumele acestei persoane sau poate din numele sau prenumele vostru. Ne amintim că avem aici o citire colectivă și nu tot ceea ce auziți se va potrivi cu fiecare dintre voi și, de asemenea, avem o citire fără timp. Adică, e important momentul în care asculți mesajul, nu momentul publicării acestui video. Ce gândește, ce simte, ce intenționează vis-a-vis de tine această persoană la care tu te gândești. Haideți să vedem. Și avem așa valetul de cupe, cavalerul de bastoane și roata norocului. Cineva care s-a comportat într-un mod mai degrabă instabil, inconsecvent, e pe cale de a face o schimbare. Această persoană a încercat să mențină un echilibru, însă destul de precar în povestea voastră. Este o persoană care a dăruit până acum mai degrabă din când în când sau când putea sau când voia. Este o persoană care posibil să fi impus ritmul dansului dintre voi doi. Dar o persoană care trebuie să facă o schimbare, iată, pentru că în fața sa se prezintă direct această arcană majoră a roții norocului. Avem aici o persoană din săgetător sau o persoană dintr-un semn de foc și mai avem de asemenea pe cineva dintr-un semn de apă sau o interacțiune dintr-o persoană într-un semn de foc și o persoană într-un semn de apă. Interesant că energia feminină a fost cea care mai degrabă urmărea energia masculină din relație sau a fost cea care tot timpul a trebuit să facă ceva mai multe eforturi sau cel puțin așa percepe, da? Așa percepe persoana cu energie feminină din această citire. Haideți să vedem mai departe, apropo de această schimbare care se anunță aici. Așadar, o persoană inconstantă care totuși e pe cale de a face o schimbare, 9 de cupe, 10 de monede și nebunul. Păi, 9 de cupe este cartea dorinței împlinite. Într-un 9 de cupe vorbim despre această persoană care se gândește să-ți îndeplinească o dorință mare, ascultătorule. La nivelul sentimentului avem un 10 de monede, adică persoana asta simte nevoia să se așeze. Iată diferența dintre acest cavaler de bastoane, da? Cu energia lui foarte neliniștită, și acest 10 de monede, da? 10 de monede, cartea familiei, cuplului așezat, cartea lucrurilor împărtășite, da? Și bucurii și responsabilități. Deci cineva e pe cale să renunțe la viața asta de burlac sau la viața asta tot timpul pe scenă, tot timpul în centrul atenției. S-ar putea ca persoana asta despre care întreb tu, ascultătorule, să fie într-adevăr cineva care caută foarte mult aprobarea celorlalți și încearcă să o facă în moduri cât mai diversificate. De exemplu, o persoană care se îmbracă foarte colorat sau se îmbracă extravagant, o persoană care are anumite hobby-uri, o persoană care își cumpără, de exemplu, lucruri foarte la modă, da? Ultimul device, ultimul tip de mașină, ultima descoperire tehnologică, o să o găsiți tot timpul acolo, la el sau la ea în casă. O persoană care spuneam că are nevoie de laudă din partea celorlalți, are nevoie de susținere din partea celorlalți și o persoană care în general caută toate aceste inputuri prin diverse combinații, prin diverse flirturi, prin diverse interacțiuni pe care le menține, nu doar în sfera sentimentală, amoroasă, dar o persoană care, de exemplu, vorbește cu foarte mulți oameni pentru a-și lua de acolo o anumită cantitate de validare, spuneam. Și sunt curioasă cum rezonează. Și iată cum se transformă această energie din această energie a starului, da, a persoanei care caută tot timpul să fie în mijlocul atenției,
în energie atât de liniștită, atât de calmă, atât de plină de bucurie dintr-un 10 de monede. Atenție, în anumite cazuri aici s-ar putea să aveți o invitație la film din partea acestei persoane sau s-ar putea să aveți o invitație la o seară petrecută împreună în fața televizorului pe Netflix, de exemplu, sau, în fine, completați voi dacă vă vine altceva în minte vis-a-vis de lucrul ăsta. Și energia nebunului. Energia nebunului care, din nou, vorbește despre cineva care până acum nu se implicase. Cineva care căuta așa cai vers pe pereți câteodată, apropo și de coloristica din această carte. Cineva care mai degrabă se juca, mai degrabă încerca, experimenta și în relație și în afara relației. Suntem împreună, dar nu prea suntem împreună. Lasă-mă și pe mine să mă mai manifest așa în toată spontaneitatea mea. Sau cineva care era ieșit dintr-o relație și întâlnindu-te pe tine a zis ok, n-aș vrea să mă mai complic din nou, n-aș vrea să intru repede într-un alt angajament. Nu vrei să fim noi așa într-o poveste fără obligații, nu vrei tu să ne bucurăm de momentul prezent. Cam asta era energia persoanei, spuneam, până la momentul în care apare această roată a norocului. Și nu doar roata norocului, iată ce interesant că deja avem 2 de 10, roata norocului pe care am încercat să vă arăt din nou și care a căzut. Iată, 2 de 10, da? 2 de 10 marchează final de ciclu, 2 de 10 anunță ceva important. Într-un 2 de 10, energia a ajuns deja pe culmi și trebuie să treacă într-un nou capitol. Așadar, această persoană este cumva susținută chiar pentru a face schimbarea. O schimbare pe care cumva și-o dorea, dar de care era tare teamă. Haideți să vedem mai departe, da? Ce gândește, ce simte, ce intenționează sau ce ar putea să facă această persoană în privința ta, ascultătorule. Un 10 de spade, amenințarea despărțirii. Persoana asta se teme de o despărțire, se teme de un moment final vis-a-vis de povestea voastră sau persoana asta este în anumite cazuri deja ieșită din viața ta, ascultătorule. Iată cum a apărut și cel de-al treilea 10, da? Că tot vorbeam de închis capitole și deschis povești noi sau capitole noi. 3 de 10 deja. Așadar, persoana asta cu 10 de spade la nivelul gândirii se teme de ceva anume, se teme să fie înfrântă, învinsă, dată la o parte, exclusă, ridiculizată. Este și un aer de victimizare într-un 10 de spade, da? Într-un 10 de spade vorbim despre cineva care, deși încearcă să pară în general foarte la locul său atunci când dă de cea mai mică greutate, poate să povestească despre catastrofa care, iată, i s-a întâmplat, da? Deci o persoană destul de sensibilă, o persoană care se teme, de exemplu, de boală, o persoană chiar ipohondră în anumite cazuri și o persoană care exagerează lucrurile din plan emoțional, tinde să le exagereze. În general, fuge de exprimare emoțională când dă de greu, această persoană tinde să se plângă toată ziua, da? Și să se plângă cu ea apucă. Mai departe, 14-le, adică temperanța, o arcană majoră, iarăși energia cuiva dintr-un semn de foc sau săgetător care poate interacționa cu cineva dintr-un semn de aer. Această persoană, spuneam că va trece printr-o schimbare și că, apropo de acel 9 de cupe, se îndreaptă către a-ți îndeplini o dorință, o dorință mare. Vorbim aici despre... Iată și nouă de cupe. Vorbim aici despre o persoană care, temându-se de plecarea ta, trece la îndeplinirea dorințelor tale sau e de acord cu a-ți îndeplini o dorință arzătoare, ceva pentru care nu prea găsise răzvoi o cale de mijloc. Și ce interesant, că ultimele etalări au mers cam toate în aceeași direcție, și anume... Avem aici o persoană care se teme de pierderea ta, ascultătorule. Chiar dacă aparent te-a pierdut, chiar dacă aparent a renunțat, chiar dacă relația voastră nu mai are concretețe în prezent, da? E ca și cum în mintea acestei persoane încă a rămas agățată ideea de voi doi, ideea de cuplu, ideea de relație. Și persoana asta nu renunță. Și fie se întoarce pe neașteptate, în anumite cazuri, spuneam, dacă deja pare să fie ieșit din viața voastră, fie te trezești, ascultătorule, cu o schimbare de comportament cumva de pe o zi pe alta.
Adică ceva ce tu n-ai fi crezut că se va mai întâmpla, ceva ce tu ai dat la o parte pentru că ai crezut că are foarte mici șanse să se materializeze, acum tinde să intre din nou în scenă, de ca și cum redescoperiți persoana asta din nou sau redescoperiți persoana de care v-ați îndrăgostit odată. O persoană care începe să manifeste un grad de empatie mare, pentru că vorbim, da, în temperanță de un grad de empatie foarte, foarte mare, de cineva care are o ureche foarte larg deschisă, o ureche generoasă. Cineva care își petrece timp cu tine și se dedică ție și spuneam dorințelor tale. Deci persoana asta are în minte foarte mult ideea că tu ai putea să i-o tai definitiv și să dispari pentru totdeauna din viața sa. Și iată, ducând așa la extrem lucrurile, apare sperietura și apare această necesitate de a îmbina lucrurile, de a negocia, de a găsi o cale de mijloc, de a se duce pe zona dorințelor tale, pentru că în anumite cazuri simt cu energia acestui 10 de spade. Lucrurile între voi s-au dus cam prea departe, da? Și unii dintre voi poate că nu reușiți să mai iertați această persoană pentru anumite lucruri pe care le-a făcut, le-a spus, da? Sau nu le-a făcut sau nu le-a spus. E, și atunci această persoană simte nevoia să compenseze, da? Stă foarte mult, de exemplu, în fotoliu și se gândește cum ar putea să te facă să zâmbești, cum ar putea să îți aducă satisfacție, cum ar putea să te îmbuneze, cum ar putea să vorbească pe limba ta astfel încât să-i spui un măcar poate, poate, dacă nu, da. Interesant că această persoană tinde să reacționeze la feedback-ul negativ, tinde să reacționeze în baza fricilor sale, da? O persoană care poate, atunci când îi merge destul de bine cu tine, se poate culca pe o ureche și se poate să-ți propună tot felul de lucruri care ție nu-ți convin sau niște lucruri care oricum sunt din sfera asta a non-angajamentului, da? E, o persoană care, iată, aceeași persoană, da? Care în momentul în care se confruntă cu inevitabilul final dintre voi, vine taman cu această energie foarte puternică a temperanței, da? Hai să reparăm, hai să ajustăm, hai să vorbim. Tu chiar nu mă mai dorești? Uite, aș putea să-ți fac pe plac. Uite, ți-aduce aminte ce mi-ai cerut? Ai vrut să mergem undeva, de exemplu. Hai, uite, am cumpărat bilete. Sau, știi că m-ai rugat să vin să te ajut cu livada? Acum mă prezint. Sau știi că m-ai rugat să mergem la o piesă de teatru? Sau știi că m-ai rugat să facem acea activitate împreună? Da, sunt prezent. Când mergem? Sau am stabilit deja, da? Te invit eu acum. Acum ești tu invitatul meu sau invitata mea. Sau chestii ceva mai mari, atenție. Mi-ai vorbit mereu despre mutat împreună și eu ți-am spus că nu sunt pregătit sau nu sunt pregătită. Ce ai zice dacă ne mutăm totuși? Pentru că, uite, am început să mă uit după niște case și mi-a plăcut ceva. Deci persoana asta tinde să vină cu ceva destul de mare ca să deschidă o nouă poartă către tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe ce gândește, ce simte și, de asemenea, ce intenționează să clarifice ceva, nu poate lăsa lucrurile așa cum sunt. În anumite cazuri vei primi o melodie, vei primi niște versuri de la această persoană sau niște melodii și se uită, bineînțeles, către viitor, spuneam, pentru că se redeschide poarta viitorului. Tocmai ce părea că o închisese, da, și o închisese cu grație și acum se redeschid lucrurile pentru că situația așa cum este astăzi nu-i convine acestei persoane. Trebuie să intervină. Asta este pornirea sa foarte, foarte puternică în această perioadă. Avem aici persoane care sunt născute în luna ianuarie, în luna mai sau în luna decembrie. Sau avem persoane care sunt născute pe 10, pe 20, pe 30, pe 12, 2 ori 22. Sau persoane care sunt născute pe 5, 15 ori 25. Ca inițiale apărute până acum avem litera B, litera G, litera I, litera M, litera A sau litera L. Voi mai da, spuneam, astfel de detalii pe parcursul acestei citiri. Explorăm mai departe gânduri, sentimente, intenții. În mintea acestei persoane, împăcarea. În mintea acestei persoane, o întoarcere. În mintea acestei persoane, cât de bine vă înțelegeați voi doi sau cât de bine ați putea să vă înțelegeți, atenție, putem vorbi aici și despre raporturi care abia au început, da? Despre interacțiuni care nu au neapărat un istoric foarte lung.
îi este greu acestei persoane cu situația actuală. Această persoană nu doarme bine, iată, până și acest 9 de spade se repetă obsesiv în ultimele noastre etalări. O persoană îngrijorată, o persoană anxioasă, o persoană cu un somn foarte rău, neliniștit, ne la locul său. O persoană care caută soluții, o persoană care se simte vinovată, o persoană care regretă anumite lucruri. O persoană care, iată, poate regreta că a pus presiune pe povestea voastră. O persoană care poate înțelege că n-avea cum să culeagă cine știe ce fructe minunate în urma unor semințe de proastă calitate. Cineva care are un soi de trezire la o realitate destul de interesantă, da? Lucruri concrete care se pot întâmpla aici între voi. Aș vrea să mai clarific acest doi de cupe. Un doi de monede și un alt doi care vine în energia acestei preotese. Foarte interesant. În anumite cazuri aici vorbim despre niște triunghiuri amoroase, da? Vorbim despre relații non-exclusive, vorbim despre povești care se desfășoară în paralel cu alte povești. Această persoană nu mai suportă dualitatea și ascunzișurile, pentru că doiul de cupe vorbește despre niște persoane care se dedică una celeilalte. Și iată, apropo de acest doi din Marea Preoteasă, secrete, au fost tot felul de secrete între voi, au fost tot felul de lucruri nespuse, au fost niște discuții între voi care au fost ținute la o parte, era ceva acolo extrem de prețios, dar care în același timp era tot timpul pus în stand-by. Cu acest doi de monede, persoana asta încearcă să mențină un echilibru și spuneam la început, pare să fie totuși un echilibru precar. Pentru că este necesară ieșirea din ambivalență și 3 de 2 spuneam că arată cât de mult această persoană a trăit în indecizie. A trăit între cel puțin două variante. A trăit în cel puțin două realități. Sau a avut tot timpul niște așteptări contradictorii de la tine. Ascultătorule, hai să vedem despre ce ar putea să fie vorba. Regina de bastoane și soarele. O persoană care, pe de o parte, te-a văzut ca un soi de iubitul sau iubita potrivită sau amantul, amanta potrivită, nu neapărat cu ideea de angajament, da? Ci o persoană care te apreciază foarte mult, te place foarte mult, care simte atracție față de tine, care te vede în energia acestei regine de bastoane, adică o persoană care te vede tot timpul în acțiune, îmbrăcat sau îmbrăcată foarte bine, o persoană care te vede cu toate calitățile practic deschise către lume, da? Te vede ca pe o persoană seducătoare. Dar în același timp, iată, acest om și-a dorit cu tine inclusiv niște copii sau aveți copii deja unii dintre voi. Și-a dorit o familie, și-a dorit bucurie, fericire, căldură, înțelegere. Această persoană caută în continuare această energie a soarelui și în același timp se gândește că s-ar putea ca tu, iată ce interesant, se gândește că tu s-ar putea să ai cel puțin două fețe și că s-ar putea ca în perioada următoare să nu mai accepți multe lucruri de la el sau de la ea, ori în perioada următoare să-i spui ceva și să faci ceva pe dos. Deci această persoană se teme acum de fapt că nu vei rămâne loial sau loială poveștii voastre sau că este prea târziu sau că au apărut între timp și alți pretendenți, da? Pentru că între timp nu prea a reușit să facă, da? Ce era necesar să facă cu povestea voastră. Arcana Turnului și Arcana Lunii, iată, apărute împreună, clarificăm în continuare acest doi de cupe, da? Această persoană este foarte, foarte speriată. În anumite cazuri, această persoană este și foarte, foarte furioasă în legătură cu ceva ce tu i-ai spus, ascultătorule, ceva ce a generat foarte multă confuzie în el sau în ea. Și simt că în mintea acestei persoane sunt foarte multe variante acum și stă și practic se încurcă în întrebări și răspunsuri și încearcă să găsească așa o secvență logică vis-a-vis de ceva ce tu i-ai propus sau vis-a-vis de ceva ce tu i-ai spus și undeva se încurcă și reia tot procesul ăsta și îi se pare din ce în ce mai dificil. Și în anumite cazuri simt aici că e posibil să te trezești cu această persoană
pe neașteptate, cu o întrebare foarte, foarte directă, care este menită să îi clarifice dubiul, confuzia și mai ales atenție angoasă, da? Pentru că vorbim aici despre cineva care simte foarte, foarte puternic. Asta este energia ambelor arcane. Mai avem aici o interacțiune dintre cineva născut în Scorpion sau Berbec cu cineva din Scorpion, Rac sau Pești. Haideți să vedem mai departe ce e cu persoana asta. 8 de săbi și 3-ul de cupe. Voia de multă vreme să te invite la o cafea, la un pahar, la un prânz, la o cină. Da, a ținut pe loc o invitație această persoană. Mai avem aici persoane care sunt născute în luna septembrie sau persoane care sunt născute pe 6, 16 ori 26, dacă nu le-am spus deja. Bun, 5 de monede și spânzuratul. Iată, apropo de ideea asta de angajament, apropo de doiul de cupe, cineva care s-a temut de fapt de abandon și temându-se foarte tare de abandon, a preferat să rămână așa pe margine, să se uite cumva de departe, să-și mențină un grad de detașare. O persoană foarte speriată avem aici. O persoană speriată că i-o poți lua tu înainte. O persoană speriată că se va dedica mai mult poveștii voastre și vei întoarce spatele și va suferi din nou, pentru că pare să aibă un tipar al suferinței în trecutul său. Haideți să vedem mai departe gânduri, sentimente, intenții. Iată, din nou regretul. Din nou regretul care inundă interiorul acestei persoane. Avem din nou interacțiune dintre un semn de aer și un semn de foc sau interacțiune între două persoane dintre un semn de aer sau două persoane dintre un semn de foc. Așadar, această persoană care tinde să se transforme într-un rege de bastoane, adică să își capete determinare, să își capete greutate în cuvânt, în promisiune, pentru că transformă lucrurile și în acțiune. O persoană care își reia creativitatea, spontaneitatea și vine cu niște lucruri care pe tine te încântă. Pentru că în energia ta cu această regină de săbi, tu nu mai accepti foarte multe, da? Și persoana asta trebuie chiar să leviteze sau să facă cine știe ce ciumbuș lucruri pentru a ajunge din nou aproape de inima ta. Dragă ascultătorule, îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi.